salut, tare dragi prieteni, am venit la Porumbel Show și în acest videoclip o să vă arăt cum să inelați un porumbel matur. Deci un porumbel matur care, cum să vă spun, nu este chiar voiajor, pentru că voiajorii au picioarele mult mai mari și nu știu dacă puteți să îi inelați, dar acum eu o să vă arăt cu femeia aceasta care am prins-o. Da, unul dintre voi mi-a spus că crede că este cu guștiuc. Păi, până la urmă, nimeni nu știe ce e, pentru că guțanii sau, cum se spune la noi, turnarii, ăia se împerechează cu ce prind. Deci dacă prind voiajor cu voiajor, jucător cu jucător, orice prinde ei, cu aia se împerechează. Deci, acum o să avem inelul aici. Așa. 4, 1, nu știu cum să-l țin mai bine, să se vadă că nu se vede. Deci seria este 4-1-3-9-3-1, deci hai să vă arăt, aici așa. Deci luăm piciorul, pur și simplu, ei de obicei au piciorul mai mic, cum vedeți. Și ca la un pui normal, deci bagăm inelul, primele 3, nu știu dacă se vede, ăsta să rămână aici degetul. Și încercăm să îl băgăm. Nu știu dacă o să pot să bășeară mai bine. Aha. Și acum atragem de el. Vedeți, intră mai greu, totuși nu este ca cum ați fi mic, dar va intra, cum vedeți. Se zbate pentru că l-am prins și nu prea pot. Dar o să încerc din nou. Cumva să-l țin așa piciorul. Da? Hai să mai încercăm o dată. Deci am pus un pic pe pauză ca să vă arăt. Am pus pe celălalt picior unde intră mai bine și acum hai să vă arăt. Îl prinde minelul și pur și simplu îl tragem puțin mai forțat, dar intră, cum vedeți. Se cam zbate și nu pot să și filmez, dar uitați. Ați văzut? S-a lovit un pic aici, dar nu contează și revine imediat. Și cum vedeți, este inelată. Inelul nu mai poate fi scos. Și cam asta a fost filozofia. Deci, porumbița aici, am dat drumul, probabil că am 2-3 zile să școpăteze, dar își revine. Dacă ne dorim neapărat să îl inelăm, da? Cum o văd eu, nu vă să școpăteze, nu se prea vede. Dar nu știu. Pătează, n-are nimic. Și probabil să, dacă este porumbelul mai mare, să nu forțați, pentru că s-ar putea să se umfle, să nu mai puteți da inelul jos de pe picior sau pur și simplu să se umfle piciorul prea tare. Deci cum vedeți, masculii încep să o cânte peste tot. Cred că ați văzut-o acolo, a urcat sus. Deja masculul urcă după ea. Deci cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal.